voluntar și nu neapărat, uh-huh, pentru că eu am lucrat cu voluntari, mult am lucrat cu voluntari și nu agrez foarte mult această activitate. Nu, și eu cred că oamenii trebuie plătiți, sigur, exact, că da. Adică voluntarul vine o zi, două, trei, o săptămână dintr-un an, o săptămână dintr-un concediu, dar după aceea nu mai poate să se implice la nesfârșit și nu mai faci treabă. Am încercat să facem editări video cu voluntare, să facem editări foto, îți lucrează, v-am spus, o zi, două, unu, două materiale, după aia omul are alte proiecte, are, e angajat undeva, își petrece timpul, sigur, are familie și atunci nu agrez. Eu agrez ideea că să fie un om dedicat, să fie pregătit, să-l pregătești dacă e nevoie și să-l plătești. Pentru că altfel nu se va dedica și nu vei face treabă cu el.